Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Astăzi probabil că o să mai au un bolid care mi-a plăcut mie foarte mult și anume Pagani Huayra, care vreau să mă bag de mult în colecție. Să vedem pe unde e, că nu mai știu pe unde e, Dumnezeu e. Momentan altceva n-am ce să joc, așa cum să joc ăsta. Pagani Huayra, să vedem unde e. Pagani Huayra. Asta m-aș lua, că e o mașină mișto. E legendary, costă 1.500.000, nu e foarte scumpă. Pagani Huayra BC, ia să vedem. Da, o lăsăm așa cum e. 1.500.000, 1.500.000, hai să vedem ce poate mai ajuta asta. Sper să nu crape jocul. Bun. O că de salvat m-a salvat. Gata, m-a luat o mașină șmechelă în colecția mea. Și acum nu rămâne decât să dăm drive, să vedem cum sună motorul, să vedem detaliile. Sună bine motorul. Ia să vedem. Bine că s-a pus ăsta în fața mea. Ia să vedem unde să mergem. O să iau tot cursa Goliat, să o fac o dată. Unde e? Colossus, nu Goliat. Asta e cursa mea. Turn sharp left.
meters. Turn right. Turn right. Colossus Event. Să jucăm cu asta. Cu Pagani Huayla. Da. Ei, asta e o mașină la care nu ai ce să modifici, frate. Nu ai ce să-i pui pe ea.
Foarte rapidă. Foarte rapidă chiar. Premium, nu e mare, nu e cine știe ce. Dar ok, acum am toate mașinile în garaj care îmi plac. Inclusiv Pagani cu Aida. Să punem pe aici, pe la Edinburgh Castle sau unde era, nu mai știu, unde era traseul ăla. Aici avem asta și aici avem parcul. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters. Turn left. Turn left. In 200 meters, turn right. Turn right. In 100 meters, turn left. Recalculating route. Turn around when it is safe to do so. Noi cu Pagani cu Aida. Dar aș prefera cu Koenigsegg mai bine decât cu Pagani. Vreau să testez viteza maximă a Koenigsegg-ului. Bine că te-ai bucat în mine.
Take the second exit. Arrived at your destination. O să-mi iau Koenig Segu. Mă duc să mai fac o cursă cu el și după aia ies. Nu stau mult pe Forza Horizon. Ia să vedem. Poate o să mă joc cu Red Dead Redemption 2. Dacă o să am chef. Că n-am mai jucat de mult Red Dead Redemption 2. De Gherau, ăsta-l vreau. Să alegem o cursă. Care era asta? Maraton. Asta o facem. And around when it is safe to do so. In 400 meters, turn left.
arrived at your destination. Mergem mai acum cu asta. Bun, hai să vedem ce poate Koenigsegg-ul. Start event. Bun.
încapează ca dracu mașina asta. Pe locul 5, tot e bine. Am câștigat și un wheel spin. Bun. Și ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod. O să îl vedeți pe YouTube. Am făcut test la două mașini, la Curie Segreghiera și la ăsta, la Pagani Huayra. Ne auzim mai târziu puțin. Probabil o să joc Euro Truck Simulator astăzi seara, că am chef de Euro Truck. Și vedem atunci.